Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Încă un an cu minciuni, vorbind despre viețile lor de parcă ar fi cu ei în același mediu, Sila trebuie mereu să profite de tinerețea ei. Nu se poate căsători pentru a fi fericită, punct, dar lăsați-o așa, ceea ce spune ea e un sfat pe altii. Dar când e vorba de ea, mereu încearcă să scape cu diferite explicații ieftine fără sens. Oare ce se întâmplă? Asta de mult a ajuns la cap de nu are curajul să recunoască ceva simplu. Ea dă sfaturi, dar nu cred că are curajul să și recunoască faptele. Nazmie Hanum a spus câteva lucruri neplăcute despre Sila. Din sare pe cineva apropiat care lucrează în trustul emanet din Istanbul. Asta ca chiar nu mai știu ce să cred despre ea. Sper totuși să se schimbe comportamentul. Dacă vrea Sara Amina Akhetita, trebuie să fie demna și să aprecieze că domnul Faruk i-a dat o nouă șansă. Sper să aflăm adevărul și despre relația lor. Căci doamna spunea că Halil doar a ajutat-o, dar n-a iubit-o. Simt profund dezamăgită de cele aflate. Cati din trust au sărit în apărarea lui Sila când avea nevoie. Și de ce sunteți dezamăgită? Punct că nu am înțeles. Sila i-a spus lui Halil că e timpul să se căsătorească. El, nu, ei, dar ea nu a specificat dacă cu ea sau alta, așa că ei amândoi nu au nicio legătură în afara acestui sfat. Poate că Sila l-a citit pe Halil și a rupt pisica în două. Bine a făcut că a plecat din serial și din spre casa de producție Caramel. Este o fată tânără și are putere să-i si construiască propriul drum. O iubesc pe Sila Ihail împreună, Dumnezeu să binecuvânteze acest cuplu frumos împreună minunat. Sila și Halil, te iubesc atât de mult, un braț pentru tine. Se potrivește foarte bine și sunt de acord cu cuvintele te rog, iar acest cuvânt te rog este potrivit pentru Halil, care este un laș. Dar a spus că nu iubește pe nimeni, că este singură, singura iubire este actoria și a mai spus și că nu are nevoie de un bărbat în viață ca să reușească. Dar suntem de acord cu ceea ce spune Sila, această fată inteligentă merită tot respectul nostru. Respectul, bunătatea, fata de oameni, să nu te părăsească niciodată, să rămâi același om pe care l-am cunoscut. Iar noi susținătorii tăi te vom sprijini în toate proiectele tale viitoare. Sila, dacă nu există secrete, atunci ieși și spune-ne adevărul și tu ești ca lașii lui Halil, ești ca Halil. Sila este un laș și un laș. Sila a spus într-un interviu cu mult timp în urmă că nu este împreună cu Halil, fiecare are propriul drum. Blogerii sunt cei care le atribuie mereu pe Halil forței. Forța nu are nevoie de un trădător atât de vechi. Nu crede tot ce scriu blogerii. Nu ne mai jucăm pe chestiunile vechi, așa că suntem de acord. Alot, nu le-ai pierdut noțiunea timpului, s-a vorbit de asta de neori, altele dacă aveți reluați știri vechi pe te ca altele noi nu mai aveți. Sub nicio formă nu cred deloc stirea asta. Un bărbat trebuie să facă pasul asta. Oricit de mult s-au schimbat mentalitățile, dar un lucru e sigur. Bărbatului revine rolul acesta și nu invers. O femeie care se respectă nu va face asta ceva în veci. Aici la noi se poate totul poate, dar la turci nu pot cunoaște obiceiurile lor. După devesi după mine, în mod normal ar trebui să facă primul pas bărbatul, dar cred că sunt prea multe lucruri amestecate care m-a determinat să mă abțin de la multe comentarii. Deși sincer eu mă bucura enorm ca Sila și Halil să ajungă să se căsătorească dacă soarta le este prielnică, dar mai depinde și de ei dacă au asa ceva în inimă. De acea simt eu supărata. Am crezut atât de mult în iubirea lor. Dar azi din cauza celor aflate sunt foarte dezamăgită. Pur și simplu nu mi vine să cred că el n-a iubit-o. Se vedea cum se uita la ea. Asta ceva nu pot imima, chiar de esti cel mai bun actor din lume. Totuși sper ca soarta, destinul să nu-i desparta. Voi avea răbdare și poate totuși voi afla vesti mai bune despre ei. Sila, admir persistența ta cu Halil. Poziția ei este cea a unei femei pasionate și credincioase.
Sunt complet de acord cu tine spunând că este timpul să te căsătorești. Este foarte incomod și o lipsă de respect pentru tine să ceri să te căsătorești. Hal, recordul tău nu a scăzut, nu mai ești un băiat care vrea să cucerească femeile cu care trăiești. Este foarte urât să nu-ți asumi o relație cu o singură femeie. Timpul trece și devii plictisitor și arăți de vârsta ta, deși ești foarte frumoasă. Norocul te favorizează să ai pe Silas care te iubește, fiind cea mai frumoasă femeie sinceră, carismatică, iubitoare, talentată, o persoană grozavă. Nu este o bârfă și a înghițit deja multe insulte de la colegi, regizori, inclusiv pe tine cu acest talent, Doneroan. Treziți-vă mâine, poate fi prea târziu. Și vei avea o cale fără întoarcere. Dacă o iubești, lasă în urmă prejudecățile și boemia. Vă doresc toată fericirea din lume. Și nunta să aibă loc în curând. Asta când ai mai inventat-o? Ai visat azi noapte? Cum poți să arunci astfel de stiri fără nicio probă? În locul Silei te-ați dai în judecata pentru calomnie. Frumos mai visați, credeți că Sila va face aceeași gurseală încă o dată? Am înțeles că a spus atunci înainte să plece din Emanet, dar acum nu cred. Ce a fost a trecut, ea are prezentul și viitorul în fata, nu îi mai trebuie trecutul, doar știe cum a fost trădata. Pentru dragoste nu există vârstă și arată foarte bine împreună, fac un cuplu incredibil de binecuvântări. Eu zic că când se termina seara merge cu ea, o să se fomareze de două ori cu Denserino, asta e tot ce lipseste. Nu mai aveți ce minți, vi s-au epuizat toate minciunile. Să vă vedem de aici, alții la rand mai schimbați placa ca la ăștia și ultimul fir de par la titocat. Ca este libertate de exprimare, si ca nimeni trebuie să taci ce simte, e bine că ai luat sfatul pentru ca în acele randuri exprim ce simți. Cuvintele ei te-a ajutat să ieșiși din sentimentele ta negative pe care le simți despre ea. Draga, este același lucru facem noi cu Halil, ne exprim și spunem liber că este o perucă și că ce are Sila lipsă de el. Săracul nu are nic curajul și pantalon să se apără și să avea ca o păpupără radiculă a nazului rău. A terminat Sila de filozofie, arată asta, toti ceilalți sunt prosti, nu știu ce fac. Doar ea știe să-i sfătuiască pe alții fata, nu m-a mai subestima, e suficient. Și asta ar fi cel mai rău, dar Sla și-a arătat valoarea, demnitatea și respectul pentru Sla. Când a fost trădată, în momentele amare a suferit ca când o facerea să părăsește Emanetul și nu a avut mâna celui în care are încredere, că a trebuit să se sale singură și prin propriile valori să mă înainte, dar triumfa. Sunt dezamăgită aflind că domnul Halil n-a iubit-o pe Sila. Îmi vine foarte greu să cred asta. După atâta umilință, crezi că aș cerea să ceva si ce manganzon grozav si aș face din nou aceea si greseală? Nu cred o singură dată, dar cu piciorul în magar. Cred că Sila este foarte clar despre asta. Ei bine, poate că asta este la ei. Nu știu obiceiurile lor. Totuși nu credeți că asta este mai frumos? Ca bărbatul să facă pasul asta? Nu este vorba să o ducă într-o excursie, ci este ceva pe viața. Oricum în ziua de azi totul se poate. Păi ei nu s-au mai întâlnit de când Sila a părăsit Emanet. Cel puțin așa a declarat Halil. Nu înțeleg de ce artiștilor le este interzis să vorbească despre sentimentele lor. Să spună Halil așa, vom continua să-l iubim și să-l admirăm la fel. E veche acum e cu Nanuca, acum nu are poze cu Sila pe telefonul mobil, are doar Nanuca, ei sunt cei doi dansatori, deja dansează pe străzile Turciei, trebuie să fie cu adevărat drogat să facă asta, ce păcat pentru toți cei doi dansatori. Actorii în Turcia a avut nebunia că este cel mai bun și a ajuns la gunoi. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul.
pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.